În 1971, grupul pop-rock ieșean Roșu și Negru avea un prim vârf în topurile naționale, susținut fiind de muzicieni profesioniști, în majoritate studenți la conservator, cu doi polini virtuozi, Nancy Brandes și Ovidiu Lipan Țăndărică, după ce, cu doi ani înainte, cântaseră și cu Liviu Tudan. În anul schimbării de generație la Phoenix și Sphinx, în același timp, la apusul trupelor beat într-o Românie care ținea pasul audițiilor cu voga progresivă din rockul occidental, aceasta era formația numărul 1. După 20 de ani, Roșu și Negru se păstra pe podium printr-o generație următoare. Iar cele 4 decenii de existență Roșu și Negru, de la alb negru la color, nu puteau fi iterate fără a începe cu fondatorul Nancy Brandes, surprins în 2002 la București. În 1963, la liceul Mihai Viteazu, eram în clasa 10-a și atunci am înființat Roșu și Negru prima oară cu instrumentiști din București. Mi-aduc aminte prin vag de instrument, unul chema pe toboceanul, chema Costel, Florin, Dinu. Eram o trupă așa de entuziaști care am început după câteva luni să înființăm în jurul studioului cinematografic Alexandru Sahia. Ei ne-au luat, aveam sala de repetiție la Casa Scânteiei, 63-64. Și atunci eram noi și cu Olimpic 64, erau singurele trupe din România de chitare electrice. Iată și câteva discuri marcând oficial timpul chitarelor electrice, între care și unul, primul single apărut târziu în 71, semnat de formația care la începuturi se îmbrăca în roșu și negru și care debuta la televiziune relativ devreme în noaptea Revelionului 1964. Din prima formulă bucureșteană a trupei, realizatorii l-au mai depistat și pe un basist, trecut și pe la cealaltă referință a epocii în viziunea lui Brandes, Olimpic 64. Nici cu Nancy, cu Roșu și Negru, în timpurile mele când am început cu ei, pentru că prima dată cu ei am început, nici acolo nu se cântă românește, cu Lachis, cu Nancy, cu Radu Constantin, cu, cum să vă spun eu, la, da, în ce an era la Delta, la, nu mai știu, 63, da. Se păstra curentul străin, deci nu pot să, am văzut secvențele astea, dar de ce să vă spun, era numai muzică străină se cântă, la restaurant, la bar, la, deci nu pot să adă curentul ăsta românesc, ca să spun așa. O atmosferă tipică anilor 65-66, când grupurile de chitare electrice cântau în restaurantele, barurile și terasele Bucureștiului. Înregistrarea audio aparține formației Roșu și Negru, dintr-un concert datat 1969. Până atunci, trupa avea să-și mute cartierul General la Iași, destul de devreme. 65 am plecat la Iași. În perioada aceea eram formații care cântam la Casa de Cultură. Este o mare chestie, acum când spui Casa de Cultură, parcă spui Muzeul Gheorghe Antipa. Deci cântam la Casa de Cultură și aveam nevoie de soliști. Și Dan Mutașcu era un fel de Johnny Hallyday. Păcat că n-avem niște, dacă îl vedeai cum sărea, ca o rățușcă, sărea de pe picior pe alta. Bela Scorțaru, astăzi Mirabela Dauer, era o Rita Pavone, ea aborda repertorul Rita Pavone, era micuță așa. Niciodată n-a fost mai înaltă, să nu vă închipuiți că i-a dat jos în ultimii ani. Așa s-a născut, la înălțimea asta. Eram influențat mai mult de Shadows, de Shadows eram influențat. Shadows, Cliff Richard, asta era prima influență. Chitare electrice. We'll be right back.
De la Cineclubul Studențesc Ieșan, via TVR Iași, câteva secvențe cu Roșu și Negru la unul din primele concerte de la Casa Tineretului. În lipsa unui pian electric sau orgă, Nancy Brandes cânta la o clavietă, alături de un nucleu deja existent în capitala Moldovei, căruia îi lipsea doar numele. Am ajuns datorită lui Stenzel Bondi, care era tuboșarul formației Roșu și Negru, proaspăt încropite, am ajuns și eu în această formație ca chitarist solist. Bineînțeles că a fost o treabă deosebită, nu cred că se poate spune în cuvinte, decât cei care sunt iubesc arta și muzica în general, numai așa poți să dai seama ce înseamnă să poți să cânti, să te simți liber, să n-ai treabă cu nimeni și să faci o treabă care îți place foarte mult. Recuperări din arhiva Marcovici. La chitare, așa numitul Moby, Florin Marcovici, Sandu Winkler, mai târziu Emil Trocan, iar la tobe, pregătit să plece din formație, liderul Bondi Stenzler. Aveam nevoie o urgență, aveam nevoie de toboșar și cineva mi-a zis, domnule, este un toboșar aici, un copil de 13 ani, care este foarte talentat. Hai să mergi să-l vezi. Și m-am dus într-o curte, unde era o nuntă, o nuntă într-o curte, la Iași, domnule, poți să-ți imaginezi, o nuntă țărănească. Și Țăndărică, 13 ani avea, nu o să uită în viața mea. Îi se deduse să păzească oala cu sarmale, pe o deoparte, și bătea și cu toba. Și era un câine care vrea să mănânce sarmale. Și cu un picior alunga câinele și cu un picior bătea în tobă. Era un fel de balet din ăsta, o chestie din asta diselectă, care n-am înțeles. Am zis, ce face cu piciorul al doilea? Că niciodată n-am văzut un toboșar cu un picior în aer. Zice, Nancy, alungă câinele care vrea să mănânce din oala de sarmale. El a fost foarte entuziasmat și a rămăsese să ne întâlnim la repetițiile care urmau să fie. Eu m-am bucurat enorm, pentru că mi-am dat seama că este un muzicant, un desăvârșit. Și am spus că asta este șansa mea. Cea mai recentă descoperire în arhivele televiziunii române, un jam session într-un mic platou TVR, filmat în 1971, într-o formulă trio inedită, cu Nancy Brandes, Emil Trocan și Ovidiu Lipan Țăndărică. După ce Slenzler a plecat din formație și a venit Țăndărică, a început să lucreze cu el foarte mult. Și așa l-a format pe Țăndărică să, cum să spun, Țăndărică cunoștea foarte multe ritmuri. Foarte multe ritmuri știa. Dar nu era creativ. Ea bătea la tobe. E, cu Nancy a învățat foarte multe lucruri și de aici a mai dezvoltat el. Și a ajuns în situația în care a ajuns toboșar deosebit. Pe un vânt de gheață, două stele ar, a fi bine stranie, sunt ochi de leopar. Ce căuta acolo, nimeni n-a știut, chiar așa plecat din jungle spre necunoscut. Coadă, coadă, mult de gheață și de ce, o filmare a televiziunii române la Teatrul Național din Iași, cu o prelucrare după o trupă celebră. Textul este semnat de George Pruteanu. Piesa a și fost editată pe primul disc single al trupei, alături de Cântecul Pădurii și Cadrane, din 1971. La chitară apare în premieră virtuozul Nichi Dorobanțu, la rândul său student la conservator, ca și suflătorii care devin marca soundului Roșu și Negru. Încă cerul astrului dorit, ca cel vârf de gheață, stelele s-au fit, orice leopat pe care primul am. S-a început, s-a pornit de la imitație. Deci imitația, 100%. Ba chiar în tentativa mea prin anii 76 de a scrie istoria, acum se poate fi numită proto-istoria, muzicii rock românești,
Am mai adunat printr-un almanac, almanacul Flacăr, am mai adunat câteva lucruri. Nu s-a putut scrie istoria pentru că majoritatea șefilor de trupe, întemeietorilor de trupe, erau fugiți din țară. Și... Era un concept comun. Era, eu fac acasă singur sau... Ne veneau, ideile ne veneau spontan, la repetiție. Compunea, adică era foarte, foarte bun suflător. Am avut secție rimică foarte bună. Și mai ales că eram, eu până azi eram la conservator, aveam și puțin, cum se numește, știam cum să scrim pe note și treaba mergea foarte bine. Prelucrările după diverse melodii și teme celebre au condus la ideea unor corespondențe imediate între Roșu și Negru și Blood, Sweat and Tears, grup în mare vogă care a și susținut mai târziu un concert în România. În fapt, muzicienii ieșeni preferau jazz rock-ul cu influențe progresive, susținut de pachetul de suflători, uneori și viori. În momentul în care au intrat conservatoriștii... S-a schimbat calitatea. S-a schimbat clar calitatea muzicii. Au dispărut acei tineri entuziaști. Exact. Care... Nu au dispărut. Unii dintre ei s-au și învățat și alții s-au... recunoscuți. Dar tot atunci a început muzica să devină foarte complicată. Și un prim exemplu ar fi chiar Roșu și Negru. De fapt, nu știu dacă ar trebui legat neapărat totul de acel concert Blood, Sweat and Tears. Într-adevăr, a fost foarte important, dar ne cântau complicat și înainte de Blood, Sweat and Tears. Așadar, după influențele beat bucureștene, trupa cu același nume a evoluat muzical din momentul reformulării ieșene, sub direcția lui Brandes, care l-a antrenat pe noul baterist după disponibilitățile sale deosebite. De menționat și prezența fratelui Geamăn al basistului și solistului vocal Florin Marcovici, Geo la violoncel, cel care a și ajutat echipa Remix în documentare, precum și a flautistului Dumitru Grigoraș. Am creat un nou stil împreună în Roșu și Negru. În momentul când a venit el, am schimbat complet stilul formației. Era Florin Marcovici, era basist, era Emil Trocan, era gitară solo, Moby era bas și am schimbat. Erau trupe de sufletori. La început, am început cu vior, am avut o secție de vior, de șase vior, după care am trecut la o secție de sufletori, Burnici, Grigoraș, Dumitru și Bosnia. Ei erau trompetă, sax, eram o trupă de suflători. Publicul nostru a fost foarte mult din studenți, din partea universităților, mulți intelectuali, a fost și o muzică mai intelectuală. Se cânta un jazz rock foarte progresiv pentru vremea aceea, pentru România, cu aranjamente și cu o muzică mai profundă, nu două, trei armonii și hai să facem o piesă.
începusem deja să ne debarasăm de melodiile cu care începusem și acum începeam cu niște lucruri mai elaborate. Ușor, ușor, trăgeam către jazz. Începusem noi cu jazz, rock, mă rog, dar improvizațiile pe care le făceam erau pur de jazz. Nu mai era loc de întors aici. Băgam și treburi mai comerciale în melodiile respective, tocmai pentru ca să ținem cât mai mulți oameni să vină la spectacole, știind foarte bine cum cântam. Dar ca să ne putem desfășura, asta era muzica de jazz. Prim mare festival național studențesc cu finala la Iași în aprilie 1968 aduce față în față trupe de primă mână precum Phoenix, care vor și câștiga marele premiu, pe locurile următoare clasându-se deja Complicații, Roșu și Negru și Șlăgăroșii Mondial. Ce muzică complicată. Lucrări de amploare și de mare ambiție. Și dacă în 68 la festivalul studențesc de la Iași se duce Phoenix-ul cu corzi și cu suflători și cu grup de la liceu de muzică și câștigă locul întâi la Festivalul Național al Artei Studențești, în 69 vine Roșu și Negru și Phoenix-ul la primul festival A al clubului A cu Omule și cu Roșu, nu mai țin minte, Roșu și Negru, cum îi spunea. Basistul și compozitorul Liviu Tudan de la Sideral, nevoit să părăsească conservatorul bucureștean pentru cel ieșean. El avea să atragă atenția organizatorilor proximului festival Club A asupra trupei ieșene. M-am dus la Iași la conservator, acolo am fost, să spunem, chiar acostat de către Nancy pe culoarele conservatorului, pe unul din culoarele conservatorului, și mi-a spus: bătrâne, hai să cânti cu noi în Roșu și Negru. Așa am ajuns în Roșu și Negru. Ei existau la vremea respectivă ca virgulă grup, exista Nancy, exista Ovidiu Lipan, Nae Dorobanțu, Florin Marcovici. Iar eu am trecut la chitară bas în locul, nu mai știu cum îl chema. A venit Liviu Tudan, o mare personalitate muzicală, o mare, mare personalitate muzicală, un om care îl apreciez foarte mult pe omul ăsta. Și a venit la Iași ca student și imediat l-am raculat și cu el am pregătit primul festival pop de al Facultății de Arhitectură, de la Grigore Preoteasa. Și atunci ne-am impus, prima oară, din punct de vedere național, e tot. Cu Liviu a fost o chestie nemaipomenită. Could hope the light changing, could feel you dying, babe. Could hope the light changing, could feel you dying, babe. Oh, baby, you need a girl to be. You need a girl to be. All right. You need a girl to be. Yeah. You need a girl. All right. You need a girl. Say good, babe. You need a girl. You need a girl. All right. You need a girl. You must consider this, yeah, 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 and you must believe.
Înregistrare live descoperită recent în Fonoteca TVR din gala primului Festival Național Pop organizat de Arhitectură la Casa Studenților din București. Prima reunire a grupurilor redutabile din centrele universitare, între care Olympic 64, Phoenix, Chromatic, Sideral Modal Quartet sau Roșu și Negru. În ultimele două imagini ale cineclubului casei, păstrate de Emilian Urse, ieșenii sunt surprinși cu lucrarea compusă de Tudan, zisă în varianta originală Full Prayers, dramă lirică free care a eclipsat prin intervențiile solo colegii de scenă. Prin urmare, și premiile individuale au fost de partea performanților instrumentiști ieșeni. Am participat cu grupul Roșu și Negru cu o piesă intitulată Nebunii care cred, care în definitiv erau două, trei teme de blues compuse de către mine, cu niște legături între ele și cu foarte multe solo-uri. Solo de bază, de tobă, de orgă, de chitară, mă rog, o întreagă nebunie așa de vreo o oră și jumătate. Atunci Sandrica a luat premiul întâi la percuție, Nancy premiul întâi la orgă, Nae, cred că premiul întâi la chitară. Nu, cred că n-a luat Nae premiul întâi la chitară. Eu am luat premiul pentru concepție de spectacol cu această lucrare, cu Nebunii care cred. Și nu mai știu dacă am luat premiul întâi ca basist sau premiul întâi ca vocalist, dar știu că am mai luat și un premiu în afară de concepția de spectacol. Din declarațiile martorilor oculari, se pare că la Casa Studenților, în seriile festivalului, entuziasmul publicului a fost într-atât de mare, încât o parte din fanii care nu au intrat în sală au escaladat clădirea pe schelele montate pe ziduri, iar troleibuzele au fost deturnate. Dacă noi vorbim la Festivalul de Muzică Pop din 69, noi am venit atunci cu piese de mare avangardă, adică piese lungi, cu solo de instrumente, și spre marea mea surprindere, publicul le-a plăcut enorm de mult ideea de piese de mare respirație decât șlagăre. Numai ca să-ți dai seama de ce public vorbesc în 69, ce cultură avea publicul iubitor de pop și de rock în 69. Insistând asupra compozițiilor originale cu tentă vădit progresivă, Liviu Tudan preferă să reformeze grupul bucureștean Metronom. Roșu și Negru se păstrează în nota obișnuită, apelând la studenții conservatoriști pentru orchestrațiile ample în manieră rock simfonică. Apogeul se pare că a fost un spectacol televizat în compania Filarmonicii Ieșeni. Rock simfonic, orchestra simfonică. Pentru prima oară, când o trupă de rock este de un spectacol în combinație cu o orchestră simfonică, și a fost un spectacol absolut genial. Am lucrat la el, că am orchestrat eu și cu Sabin Păuță, am făcut orchestrații la acest concert, dar este o mare satisfacție. Este o mare satisfacție să vezi o trupă de rock cu încă 60 de muzicieni în spate. Absolut o amintire deosebită. În perioada aceea cu Roșu și Negru am avut marea bucurie de a cunoaște pe Sabin Păuța, care este acum profesor universitar la New York, la conservator, lector acolo, și pe vremea aceea făceam contrapunct, poliritmie, polimetrie, când ne întâlneam la întâlniri, lucruri care nici nu se predau la conservator. Marea tristă plânge, natura înfrânge, doamna, oaia. Yeah.
anul 71 spre punctul de maxim al grupului, când sunt compuse și înregistrate primele fragmente dintr-o lucrare conceptuală de proporții, Soare și Vânt. Din nou, documente inedite păstrate de arhivele televiziunii, niciodată editate pe vreun disc. Soarele ascuns printre nori, îi doresc pădurea razele de foc. Poate totuși va reuși să-mi vingă norii și vară să vin. Baia, vântul, împrăștie pământul. Ei au creat o muzică extraordinară și aș aminti așa doar două reușite notabile ale lor, făcuseră pentru vremea aceea când apăruse pe piață, în lume, Jesus Christ Superstar. Nancy Brandes concepuse o operă rock a cărui prim fragment de 10 minute l-am înregistrat chiar în radioul Iași cu niște instrumente destul de rudimentare, dar cu multă inventivitate și cu multă pasiune, și se numea Ploaia, Soarele și Vânt. Era un prim fragment de 10 minute care suna extraordinar de bine și să știți că nu suna atât din scule cât din concepție. Evident că asemenea proiect nu putea să treacă neobservat, publicul recepta foarte favorabil asemenea noutăți muzicale, care nu erau extravaganțe, nu erau noutăți de dragul noutății, erau, dacă vreți, o setă de exprimare a limbajului de atunci. Perioada în care regimul comunist era foarte împotriva acestor fenomene de muzică rock, muzică decadentă, capitalistă. Și orice fenomen de curaj, cum e al lui Dumitru Moroșanu sau lui Aurora, sunt acte demne de lăudat și de... Trebuie să-mi scot pălăria în fața oamenilor ăsta. Că Dumitru Moroșanu ne-a luat și ne-a dat spațiu de înregistrare nelimitat la Radio Iași și a înregistrat cu noi foarte multe, foarte, foarte multe piese. Bye.
același an, 71, cea mai mare desfășurare de forțe tânăr muzicale văzută vreodată în România, respectiv al doilea festival al arhitecturii, desfășurat de această dată pe parcursul tuturor celor 7 zile la Sala Palatului. Practic, toți artiștii pop-rock, folk și chiar jazz de top veneau în recital sau în concurs, iar marele clou avea să fie constituit de lucrările rock progresive tip opera rock. Fiecare era o personalitate marcantă care reușea să se integreze cu ceilalți. Eu am cunoscut foarte bine Sifene și la vremea aceea și alte formații de-ale noastre cu care ei se pare că concurau într-un fel, dar dacă ei și acum, în perspectiva acestor zeci de ani care au trecut, ne-am dat seama că un Nichi de Robanță a fost o personalitate în felul lui, când Nancy Brandes, nu mai vorbesc, a fost Florin Marcovici, că era polivalent, cânta la toate instrumentele și avea și o voce deosebită. Țăndărică, mai târziu, Liviu Tudan, la fel, care a continuat, într-un fel, formația după ce s-au despărțit. La fel, el însuși a fost un compozitor, un aranjor remarcabil. Fotografii din arhiva Carusel păstrate de Călin Ungureanu de la un festival de pomină început de fosta zi a regelui. Televiziunea română a fost prezentă și a înregistrat ample fragmente cu o echipă coordonată de regizorul Titi Ax. Din păcate, în 84 filmele au fost distruse, însă Mirel Leventer a păstrat pentru Cineclubul Arhitecturii secvențe senzaționale. A durat o săptămână, între 10 și 17 mai 1971, ca în iunie să avem închiderea capacului, s-a întors Ceaușescu din Coreea cu idei. A început revoluția, mini-revoluția culturală în România, cu tuns studenți, cu tăiat blugi, cu sfâșiat mini-jupe și mai departe. Și s-a cam terminat liberalismul în anilor 60. Muzica a fost cea care a suferit prima, pentru că era avangarda culturală a tineretului. Tot ce ținea de cultura pop, de cultura anilor 60, să nu uităm că noi am fost contemporani cu festivalurile mari rock ale lumii la Woodstock în 69. În 71 nu erau decât 2 ani de la Woodstock. Prima oară s-a văzut un tovășar cu două tobe mari, cu flow-uri interminabile și o structură muzicală a unui grup mai specială decât s-a aștepta și se știa în România. Din nou înregistrări audio rarisime descoperite în Fonoteca TVR, respectiv două piese cu metronomul lui Liviu Tudan din cuprinsul operei pop Sinestezie, și aceasta premiată. Formația noastră era compusă din cei mai buni instrumentiști din țară. Am obținut premii individuale, premiul întâi individual pentru cei mai buni instrumentiști, la bas, la eu, la orgă, Țăndărică, la tobe. Deci noi profitam de faptul că noi suntem foarte buni instrumentiști, mai puțin vocaliști, și din cauza asta piesele noastre aveau o factură instrumentală, sofisticată, fusion rock, fusion pop, funk. De asta noi am bătut mai mult pe partea asta. Că ceva, Nancy și Țăndărică rememorează un concert de rock sinfonic, deci cu foarte mulți oameni, studenți de la conservator. Eu am făcut acel concert.
țin minte că era maestru de sunet, era Florin Bogardo, care a început activitatea lui în Radu. Venise în Iași, au stat o săptămână atunci, mi-a cerut maestru Ion Baciu, care era director filarmonic, mi-a cerut să orchestrez, am orchestrat câteva piese și Nancy a făcut la fel. Deci noi doi am orchestrat toată muzica ce s-a cântat în acel concert, acest spectacol, în care Roșu și Negru era parte integrantă a unei orchestre simfonice. A fost ceva unic la vremea respectivă, nu mai țin minte exact, dar a fost, cred că în 70 și ei erau încă studenți la Iași, 71-72, s-ar putea să greșesc, dar aceasta a fost perioada. Și sună poate doar pentru mine. Cu Oderat Demonstrandum sau Iată ne ajungi și în ipostaza din debutul emisiunii, respectiv grupul Roșu și Negru, multipremiat pentru anul 1971. Numai puțin de 4 locuri întâi, culminând cu șlagărul Cadrane. Cadrane este o piesă care eu am compus-o, text și muzică, care a obținut locul întâi în topul național și tot este, a fost filmată la televiziunea română. Asta a fost un șlagăr care nu era un șlagăr foarte obișnuit pentru Roșu și Negru. Din asta, șlagărele astea pentru... Era mai... Era perioada mai comercială a noastră, Olio. Când am zis, am fost dispus să facem și compromisuri. În 1972, în ciuda numeroaselor concerte și filmări, Roșu și Negru începe să piardă din componenții de bază, începând cu basistul Florin Marcovici. Bubu Vischi apare în cele mai multe documente, dar trebuie pomenit și Gheza Barani. Solist vocal aici, chitaristul Nichi Dorobanțu, bun prieten cu cel pe care trupa l-a și acompaniat de multe ori, Gil Dobrică. Eram foarte influențat de Emerson, Lake and Palmer, Bela Bartok, care ieri i-a influențat pe ei. Eram influențat de Blood, Sweat and Tears. Eram influențat de muzică și unde erau influențe de jazz, de blues jazz. Mie îmi plăcea enorm de mult Ray Charles, îmi plăcea și tot cochetam și cu
piesele lui era, aveam un solist, Gil Dobrică, care el ne-a băgat în, în partea rhythm and blues-ului cu Otis Redding și... Deci astea erau influențele. Absolventă a Conservatorului Bucureștean, Aurora Andronache a colaborat încă din 69 cu televiziunea română. A cântat în corul Madrigal și a înființat grupul vocal Aurora cu Ileana Popovici și Puica Igiroșanu, ulterior înlocuită de Cornelia Andreescu, acum director la Electrecord. Au fost foarte multe colaborări cu artiști consacrați în România, pe vremea aceea cu Aurora Andronache, cu Cornelia Andreescu, care au fost soliste la corul Madrigal. Vornicu ne-a ținut tare mult, Tudor Vornicu, care a fost un om cu totul și totul deosebit, a ținut tare mult la noi și am avut, se pare, din bunăvoința domniei lui să putem cânta pe vremea aceea și în limba engleză, care a fost un lucru cu totul și cu totul deosebit pentru România. A fost un om deschis și se pare că a lăsat o amprentă foarte puternică pe lângă tot ce nu s-ar fi putut face atunci. A deschis niște uși și a lăsat niște culoare deschise pentru foarte multă lume. Când ea n-a vărul alb întinde și lumea întreagă o cuprinde. Ca o dovadă că frigul a venit, apar pe stradă. Oameni de zăpadă, oameni de zăpadă, pentru nici nu vă pasă, oriunde ați fi pe lume, sunteți la voi acasă. Oameni de zăpadă, voi ne aduceți iar copilăria noastră și amintirea ta. Oameni de zăpadă, oameni de zăpadă. Încă o piesă împărțită de Ieșeni cu grupul vocal Aurora. O perioadă fastă în care piesele Oameni de zăpadă și Pastorală sunt editate pe al doilea disc single în 73. Cum afirma și Nancy Brandes, înregistrările din arhiva televiziunii sunt mult mai numeroase.
Aurora Andronache nu numai a fost grup vocal. Aurora ne-a susținut și era un fel, Aurora pentru noi era un sprijin și moral și artistic, adică mă consultam cu ea de repertoriu, de ea a fost foarte implicată în promovarea și dezvoltarea orchestrei. A fost o verigă foarte importantă. Când am început să cântăm cu Nancy Brandes, a fost cu Mirabela, deci ea era cu noi în grup și, de fapt, Nancy a luat-o la un moment dat și a scos-o în față. Deci am amintiri foarte frumoase și am avut și o perioadă, singura perioadă în care grupa Aurora a făcut și turnee, a fost cu Roșu și Negru, cu Nancy Brandes. Deci toate au pornit, de fapt, de la prietenii. Și la faptul că ne plăcea să facem muzică bună. După Iași am început pe litoral, Eforie Nord, cum se numește, toate localitățile astea cântam. Și iarna am intrat în București. În București am avut program și a început treaba, după aia a început să mai vină Alba Sist, s-a mai schimbat, Marcovici a rămas la Iași pentru că el acolo locuia. Viața de noapte și toate greutățile astea au făcut să, plus plecarea, nu ne-a dat drumul să plecăm, atunci am avut niște oferte când cântam la Athénée Palace, în străinătate, în Germania, și în America am avut, la Las Vegas. Așa mi se pare că am avut contracte, dar ne-a ieșit nu. Eram foarte controversat. Eu eram foarte iubit de profesor și foarte urât. Erau profesori de conservator care urau muzica pop, mă refer la garda veche, oamenii conservatori, adică mă refer la conservatoriști care nu mă agreau deloc, și era garda nouă, care era Vasile Spătărelu și Sabin Păuță, și încă câțiva profesori care mă susțineau în ciuda și în pofida acestor animozități. Și perioada din Iași este o perioadă în care am făcut muzică adevărată. S-a fac uite glumit, se crezi într-un sfârșit, e însa ta, viața curge infinit. Până în putere te-a trăit, oricum mi se va cere, oricum a fi, și orice întâmplare vom depăși. Ea și ea, orice-a fi, ea și ea. Un al treilea disc single cu piesele Pădurea la Gonit și Copiii Păcii este datat 1975, anul în care Nancy Brandes părăsea România în urma interdicției repetate de a cânta cu Roșu și Negru peste granițe. Liviu Tudan considera în interviu respectiva componență drept vârful tehnic al primei perioade a trupei. Remix continuă saga bicoloră cu alte piese needitate vreodată pe disc. Thank you.
ce dor de liniște. Ne așteaptă timpul cel mai agitat. Cine poate, cine nu e obligat. Viața ce intensă, da, curge neîncetat. În 75, mi-aduc aminte, n-o să uit, ziua asta era pe 12 mai. Pe 12 mai noi primim, pentru 21 de ori am primit negativ. Am avut 21 de cereri de a pleca în turnee în străinătate și acum am primit 21 negativ, care era la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Numai ca să, pentru publicul care este neinițiat, de plecat în Bulgaria în acea perioadă, îți luai un buletinul de identitate la Constanța, te urcai în autobuz și plecai în Bulgaria fără viză. Nu ne-a ieșit negativ în Bulgaria. Și m-am dus la directorul de la ARIA, Bălan îl chema, și mi-a zis, domnul Bălan, ce facem? Zice, domnul Brandes, am pentru dumneata un plan de spălare a dosarului. Dumneata pleci la Slatina, este acolo un combinat de aluminiu, și vei fi instructor al brigăzii artistice, nu roșu și negru, te tunzi, îți spăl și ești 3 ani acolo. După 3 ani te întorci și mai vedem. Gândește-te, eu trebuie să fiu la brigada artistică din Slatina, aluminiu. După care, direct de acolo m-am dus la secția pașapoarte, la ambasada israeliană, am plecat și mi-aduc aminte că după un an eram la New York și am trimis o vedere, o ilustrată lui domnul Balaban, în care am scris, m-am gândit. Asta-i tot. Amurg în România a răsărit în Israel. Ajuns acolo, Nancy Brandes a trebuit să reia totul de la zero. Se ridică treaptă cu treaptă până la pupitrul orchestrei reprezentative pentru Eurovision. Câștigat odată, produce vedete de primă mână, culminând cu Ofra Haza. Apare în show-uri TV de divertisment cu audiență fulminantă ani de zile. Compune, orchestrează și dirigează în continuare. O comparație smulsă de redactorul Remix peste vremurile care s-au tot schimbat lasă promisiunea unei revederi pe scenă a unui grup care a marcat, ca și Phoenix, istoria rockului românesc decenii la rând. Quod erat demonstrandum. Eu cred că din punct de vedere muzical, niciodată n-am atins în Israel nivelul muzical cu care l-am atins cu Roșu și Negru. Muzica pe care o fac eu în Israel este mult mai comercială. Vorbesc de muzică de valoare. Muzică absolută. După întâlnirea de la Costinești din 1992, dintre polii 60-iști ai trupei, emisiunea Remix le-a organizat după 10 ani un alt randevu la Club A, cu instrumentiștii generației următoare. Pentru că povestea Roșu și Negru a continuat cu Liviu Tudan la timonă vreme de încă 2 decenii, recâștigând poziția de cea mai bună trupă pop-rock a țării, muzicienii cooptați perpetuând conceptul de adevărat supergrup.